Doamnelor și domnilor, iubiți frați, Sfântul Hristos, stimați prieteni ai Centrului Areopagus, vă spunem bun venit la Centrul Areopagus în această seară și, cu permisiunea dumneavoastră, o să vorbim din poziția aceasta ca să fie mai simplă comunicarea într-un mod mai dinamic, să fim toți implicați. Ne face deosebită plăcere să avem încă o dată în mijlocul nostru un, nu pot să spun, un invitat, dintre Opagus, unul dintre membrii bordului de Opagus, prieten al nostru, Ionuț Mănăstirianu, pentru cei mai mulți dumneavoastră, probabil foarte bine cunoscut, doar spun două, trei lucruri din ideea că unii poate sunteți pentru prima dată, adică îl cunoașteți prima dată astăzi. Denuț Mănăstirianu a studiat teologie, atât masterat cât și doctorat la Universitatea Brunel din Londra, în urmă cu mai mulți ani, cu 14 ani, dacă nu zic așa ceva. Și a finalizat acolo studiile și apoi a revenit parțial în țară, zic parțial pentru că foarte mult nu stă în țară, circulă foarte mult datorită slujbei pe care o are de mai bine de 10 ani, nu greșesc, da? Cu organizația World Vision. Este un om foarte dinamic, toți cei care îl cunoașteți știți că am motiv întemeiată să spun asta. Tocmai de aceea ne surprinde în mod plăcut că își mai face timp și să stea și să scrie. Impresia multora despre cei care scriu cărți este că sunt oameni mai sedentari, așa. Stau și nu prea au multe activități, de-aia stau și scriu cărți. Ei, nu știu exact cum reușește să le îmbine, dar le îmbine în mod fericit. Și în seara aceasta este aici pentru a ne prezenta ultima dintre lucrările domniei sale, intitulată, în limba engleză, așa cum am apărut, After Liberation, Then What? E o întrebare pe care probabil foarte mulți ne-am pus-o în ultimii ani, după Revoluție. Mă gândesc că a fost o întrebare pe care și evreii de demult și-au pus-o cel puțin la fel de pregnant cum ne-am pus-o noi, după ce au scăpat de Egipt și s-au gândit că toate problemele sunt rezolvate. Iată că este o întrebare de mare actualitate. Subliniez că nu este sub nicio formă prima lucrare a lui Denuț Mănăstirianu. Avem aici un exemplar doar din ceea ce este teza de doctorat, publicată, nu mai știu exact ce an, anul trecut, da? Asta este aici doar pentru eventual a arunca o privire la ea, însă nu poate fi achiziționat decât dacă o comandați online, din câte știu. O avem și în biblioteca centrului Areopagus, sigur, pentru cei care sunt din zona. Acestea fiind spuse, aș dori să vă spun din toată inima bun venit la această seară care sunt convins că va fi o prezentare pentru noi la Centrul Areopagus. În mod special, bun venit celor care sunteți pentru prima dată aici. Sper să aveți ocazia să aflați câte ceva și despre activitățile Centrului Areopagus și să vă facă plăcere să reveniți. Nu o să mai am mult din timp, aș dori acum minutele imediat următoare să îi dau cuvântul lui Denuț pentru a ne prezenta cartea, după care, bineînțeles, colegii cu care sunt aici și, bineînțeles, și alții dintre dumneavoastră o să aibă ocazia să facă aprecieri cu privire la conținutul cărții, în măsura în care ori ați reușit să o răsfoiți deja, ori veți avea ocazia, vom avea ocazia să audiem prezentarea ei. Vă mulțumim tare mult pentru că ai răspuns la invitația noastră și așteptăm cu foarte mare interes să știm de noapte. Bună seara! Mă bucur să fiu aici. Welcome on Sofio, our coordinator.
Voi încerca să răspund de ceva despre geneza acestui text. Am mici strângeri de inimă, să-i zic, ca textul îți scriu de aproape 100 de pagini, deci e greu să nu ies carte. Cândva, probabil, se va transpune o carte. Un aparat critic cu tot ce înseamnă o carte de vreo adică din aia de care se mai vrea să cumpere. Da. Nu este acel gen de carte, va fi probabil cândva. Haideți să vă spun câte ceva despre cum s-a născut cartea asta și apoi, poate, în dialog cu prietenii mei de aici, poate să intrăm puțin în bucătăria ei, în conținut, în ceea ce încearcă să facă și ce nu reușește să facă această carte. Eu mi-am început activitatea World Vision International în decembrie 99, deci împlinesc acuși, în câteva zile, 13 ani. La puțin timp după ce am început să lucrez pentru această organizație, în Orientul și Orientul apropiat, m-am întâlnit cu un coleg al meu, care se numește David Stevens, și care lucrează în Asia de Sud-Est. Este specialistul World Vision în lumea comunistă și postcomunistă din Asia. La una dintre întâlnirile noastre am început să povestim, comparând, dacă vreți, experiențele noastre, experiența mea sub comunism și după, și experiența lui în călătoriile pe care le-a făcut în țări precum China, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambodgia. Spre surprinderea lui, lucrurile pe care eu le împărtășeam erau foarte asemănătoare, șocant de asemănătoare, cu experiența pe care el și prietenii lui în Asia de Sud-Est o avuseseră sub comunism, ori o aveau în spațiul post-totalitar. Și atunci am primit de la el o provocare căreia i-am răspuns și care are ca rezultat acest text. Înainte de a face un pas mai departe, vreau să spun că, în general, nu am emoții când fac prezentări, dar am aici niște prieteni foarte vechi. Nu l-am văzut pe prietenul meu, Filip Buzan, de foarte multă vreme și am emoții să vorbesc în fața lui, pentru că el este un vorbitor născut. Eu sunt numai făcut. Și, de asemenea, Alex Nădăban, împreună cu care am tras brazde serioase în Marea Britanie, sigur, la fel, și cu Alex. Emil, împreună cu care am studiat în alte locuri, deci sunt realmente onorat să fiu aici în prezența voastră. Și vă mulțumesc pentru prezență. Ok. Să facem un pas mai departe. În urmă cu aproximativ 10 ani, prietenul meu m-a invitat să fac o călătorie în Vietnam. Am plănuit călătoria pentru 3 zile. În prima zi am vizitat un sat Vietcong, aproape de Saigon, Ho Chi Minh City, cum se numește acum. A fost un soi de intrare în context. Un sat subteran din care trupele Vietcong au lansat un asalt asupra orașului Saigon. După această vizită, am petrecut două jumătăți de zi cu două grupuri de lideri creștini. Primul, un grup de lideri din bisericile înregistrate, protestanți de acolo. A doua zi m-am întâlnit cu un alt grup de lideri ai bisericilor neînregistrate. Cele două grupuri nu vorbesc unul cu celălalt. Se suspectează unul pe celălalt din rațiuni istorice și complicate, în care nu voi intra. Am împărtășit cu acești lideri creștini, prin intermediul traducătorului, câte ceva din experiența mea din perioada comunistă,
și despre dezamăgirile și reacția noastră în Europa de Est la dezamăgirile pe care le-am trăit imediat după căderea comunismului. La iluziile pe care le-am făcut și frângerea acestor iluzii, la speranțele regăsite, la încercarea de a redefini un drum în contextul complicat al tranziției de la totalitarism spre altceva ce încă nu știm să definim foarte clar. După ce am plecat de la Saigon, m-am întâlnit cu un număr de misionari și de creștini, în mod special din vest, dar nu numai, care se întâlnesc anual în Thailanda pentru a-și împărtăși experiența în slujire în țări totalitare sau post-totalitare din Asia. În mod special Vietnam și Laos, dar și China și Birmania și așa mai departe. Acolo prietenul meu mi-a solicitat să fac o prezentare de o oră, adunând, dacă vreți, concluziile călătoriei mele în Vietnam. Această prezentare reprezintă scheletul acestui text, care a fost apoi îmbogățit în următoarele călătorii pe care le-am făcut. Lucrurile pe care le-am sistematizat în acea prezentare și lucrurile pe care le-am adăugat la ea din experiența vizitelor pe care le-am făcut în Vietnam și apoi în Laos, s-au transformat într-o prezentare mai amplă, pe care în anul următor am făcut-o din nou în Vietnam, cu aceleași grupuri, mai ample, însă și pentru 3 zile întregi. A fost o experiență foarte interesantă și surprinzătoare în multe sensuri. Mai întâi, cei care mă știu, știu foarte bine că nu sunt un tip foarte atletic și aventuros, așa decât eventual în spațiul ideilor. N-am fost niciodată pe o motocicletă, dar în Saigon a trebuit să merg pe o motoretă în spatele celui care mă conducea, cu o șapcă pe ochi și cu o mască, pentru a nu putea fi identificat drept străin de poliția secretă. Interesant. La una dintre întâlniri, cea cu liderii bisericilor neregistrate, a trebuit să plecăm iarăși pe 6, cum se spune, pe furiș din locul acela, pentru că prietenii noștri primiseră vestea că se știa ceva despre o întâlnire subversivă și a trebuit să plecăm subit. Am avut însă și surprize foarte interesante. Eu veneam cu experiența comunistă din România. O experiență în care poliția secretă era tot prezentă, sau cel puțin încerca să lase impresia că este tot prezentă. La Saigon m-a întâmpinat un tânăr care lucra cu Wycliffe, Bible Translators. Am urcat într-un taxi pe care l-a luat de acolo și a început să-mi povestească despre cum o să ne întâlnim cu liderii bisericilor înregistrate. Dacă ăsta e securist. Forget it. Ok. As you say. Intrăm în camera de hotel și începem să povestim alte detalii. I-am zis, ești nebun. Dacă ăștia au pus microfon aici. Forget it. E hotel privat. I-am zis, right, chiar mai bine. O să le fie rușine să pună microfoane în hotelul privat. A fost primul meu șoc. Un comunist de alt tip decât cel pe care eu îl cunoșteam. Vietnamul, așa cum probabil știți, ca și China, a reacționat la căderea comunismului, relaxând, dacă vreți, sistemul, în mod special în plan economic. Dar, într-o oarecare măsură, și în planul controlului exhaustiv, dacă vreți, al poliției secrete.
Eu eram obișnuit cu alt tip de comunism și a trebuit să învăț. Poate una dintre cele mai interesante experiențe pe care am avut acolo, cu al doilea grup, în finalul celei de-a treia zile, două ore înainte de terminarea seminarului, am intrat în cameră doi necunoscuți pentru mine. Au ascultat o vreme și apoi au început să șoșotească cu mâini împrejurul lor. Eu am fost nedumerit de ce se întâmplă. Și l-am întrebat pe cel care mi-era căruză, unul dintre liderii organizației Open Doors, care lucrau în zona aceea, ce se întâmplă, cine sunt aceștia. El mi-a spus, te rog să-l lași ceva timp la sfârșit, pentru că te duci ei. Și mi-a explicat că unul dintre ei era pastorul Kong, lider al Bisericii Menonite din Saigon, un om care a făcut de nenumărate o pușcărie și care tocmai ieșise de vreo două săptămâni din închisoare, unde fusese tratat îngrozitor. Celălalt era un om care a fost condamnat, un creștin, care a fost condamnat la 4 ani de închisoare psihiatrică. Spun că m-am cutremurat când am auzit lucrul ăsta, pentru că eu am o mătușă care a stat 10 ani în pușcărie psihiatrică și care, când a ieșit de acolo, nu mai era om. Și asta mi-a adus aminte de o altă experiență, de data asta mai personală, dacă vreți. Atunci când mi-am cerut dosarul de urmărire de la securitate, am avut o mulțime de întrebări, o să povestim poate despre asta mai mult mâine. Una dintre ele era cum de-am scăpat de pușcărie. Alta era cine sunt cei care m-au turnat. N-am aflat. Aia decât foarte puține răspunsuri la asta, dar singurul lucru care m-a șocat în dosarul meu de securitate a fost o notă a pastorului bisericii mele, omul care m-a botezat și care m-a căsătorit și care este tatăl unui tânăr, căruia am fost mentor, am și-am zis, care într-o notă către securitate spunea că era privit ca un dușman al regimului, un adept al ideilor lui Iosif Țon, un dușman al poporului, evident, și un apropiat al lui părintelui Ferenc Vișchi, un iredentist nenorocit, așa cum considerau comuniștii. Și pastorul bisericii mele sugera securității, probabil că are și el niște probleme mentale, ca și mătușa lui, pe care el o dăduse pe mâna securității. Am înghețat când am citit acel text, pentru că știam cum a ieșit el. Și am înghețat când am auzit omul acela, pusese până la data 4 ani de pușcărie psihiatrică. Am aflat la finalul întâlnirii, că oamenii doi le spuneau celor din prejur, ascultați ce vă spune omul ăsta. De ani de zile încercăm să vă spunem asta și nu ascultați. El vine din iad. Băgați de seamă. Pot să vă spun că a fost copleșitor pentru mine să-mi întâlnesc, să povestesc. E ca și cum om din paradis cu sfinții, cu oameni care au suferit. Ceea ce noi am suferit, ceea ce eu am suferit, este în comparație cu oamenii ăștia care și-au cum plătesc un preț în urmă în spații totalitate. Am avut șansa, după această călătorie, să mă întâlnesc în repetate rânduri cu misionari care lucrează în zona aceea și, de asemenea, să fac prezentări cu privire la comunism în spații foarte diverse. Să vă dau câteva exemple doar. Practic, am avut prezentări în aproximativ 20 de țări pe 4 continente. O experiență interesantă la Lisabona.
am vizitat cu ceva amicuri o biserică evanghelică acolo și am fost invitat să țin o predică. Le-am spus, eu nu cred în predicare, să mă ierte pastorii aici. Sunt un om postmodern, mi se pare prea unidirecțională, prefer interacțiunea, prefer grupurile mici de studiu. Am să vă fac o prezentare, să aveți o prelegere, să vă povestesc despre comunism. La finalul acelei prezentări, a venit cineva la mine și mi-a spus, nu cred că poți să-ți închipui cât de asemănătoare a fost Portugalia sub Salazar de România din Ceaușescu. Un regim fascist, un regim comunist este un aceeași surprindere pe care a avut-o prietenul meu, David, care lucrează în Asia de Sud-Est într-un context total diferit. Budist, asiatic, spre deosebire de contextul ortodox european din România. O altă experiență interesantă a fost la Cochabamba, în Bolivia, unde m-am întâlnit cu câțiva creștini care trecuseră printr-o traumă teribilă. Cu 10 zile înainte de a ajunge acolo, Cochabamba este al doilea oraș al Boliviei, produsese loc o revoltă. De fapt, vicepreședintele Boliviei, mâna dreaptă a tovarășului Evo Morales, îndemnase sindicatele rurale să ridice la lupta acea sfântă și dreaptă pe los campesinos, țăranii care erau adunați în acele sindicate și care depindeau ca de viață și de moarte de acele sindicate, pentru că cea mai mare parte a terenului agricol din Bolivia este proprietatea statului. El este administrat de sindicate și sindicatele dau în stăpânire, nu în proprietate, conform vulgatei comuniste, acel pământ pe care oamenii își pot construi case, dar dacă nu ascultă de îndemnurile patriotice și revoluționare ale sindicatelor, oamenii își pot pierde slujba, pământul, casa și devin muritori de foame. Deci sindicatele, la îndemnul vicepreședintelui, au ridicat țăranii și au invadat orașul Cochabamba, care era condus de un guvernator din opoziție, în încercarea de a răsturna acest guvernator. Au ars, au violat, au omorât și, la final, doi dintre locuitorii orașului, care au încercat să se apere, au mers la pușcărie. Așa le trebuie. Pentru că s-au opus sensul istoric. Am povestit cu prietenii mei din Bolivia despre Cartea cea roșie, despre proiectul comunist, despre rădăcinile modelului lui Evo Morales și ce urma. Desigur, n-am avut răspunsuri. Ce ați spune voi? Unui țăran care are casa pe proprietatea statului și care, dacă nu se ridică la lupta cea dreaptă la chemarea sindicatelor, ar putea rămâne fără casă, fără slujbă și s-ar rămâne pe drum. I-ați spune să nu se ducă? I-ați spune să se ducă și să nu ucidă, să violeze, să ardă? Care este responsabilitatea bisericii după asemenea acolo? E o poveste complicată și, evident, nu am răspunsuri. Pentru alte contexte, nu am răspunsuri nici măcar pentru contextul meu. Nu știu răspunsul la întrebarea de anua. Răspunsul este unul pe care trebuie să-l descoperim cu toții și cred că avem mai multe întrebări, mai multe neclarități decât certitudini în acest proces. Lucru care mi-a adus oarecare lumină în înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat în viața mea de 35 de ani sub comunism și ce s-a întâmplat după.
a apărut în lectura cărții Exodului. Cartea Exodului m-a ajutat să înțeleg totalitarismul, opresiunea, mecanismele opresive, ce anume fac ele și desfac noi. Și de asemenea, cum poți ieși de sub teroare? Și în sfârșit, mai ales, cum poți manageria ceea ce se întâmplă după? La puțin timp după căderea comunismului în România, unul dintre ideologii Partidului Comunist ne-a spus ritos, mereu foarte deștept și flexibil din ideologa de mult analiz politic și profetul din Dămăroaia, spunem noi, ne-a spus că românii au nevoie de 20 de ani ca să învețe o democrație. Și l-am înjurat, creștine și desigur. Ne-am enervat îngrozitor. 20 de ani. Românii sunt trebuie deștepți. Democrația e după colț. Sunt 23 de ani acuși. Și încă nu suntem aproape. Se pare că Lucan a fost un optimist. Întrebarea de luat este o întrebare cu care rămâne. Singurul răspuns pe care l-am găsit la întrebarea asta este că avem nevoie de 40 de ani în pustie. Avem nevoie să treacă două generații. Pentru că sunt zidite, însămânțate, strâns, înșurubate în noi, cei care au trăit sub comunism în diverse perioade de vie. Lucruri de care nu putem scăpa decât atunci când vom primi vreo față. Anumite lucruri nu se vor schimba niciodată. Și doar nepoții noștri, și nu în mod automat, vor putea eventual scăpa de blestemul totalitarismului. Asta e doar, dacă vreți, așa, o sfidire din ceea ce vom încerca să discutăm în mâine. Cartea s-a născut la solicitarea unuia dintre colegii mei din Urticeni, care mi-a spus unul dintre lucrurile pe care tu le afirm este că există o similaritate între diversele totalitarisme și modul în care ele distrug fibra socială, dar și structura spirituală și etică a unui popor. Fascismul concluie sub Salazar, totalitarismul de sorginte militară, quasi-marxistă din Birmania, dar și totalitarismele arabe, pe care am încercat să le demonteze primăvara arabă. Ai putea să încerci să aduni lucrurile pe care le-ai împărtășit în anii ăștia și să faci un text care eventual să fie de folos celor care trec prin această experiență, în mod special celor care vin, sunt la începutul perioadei de după căderea dictaturii. Am urmărit cu foarte mare atenție experiența dezamăgitoare a primăverii arabe și reamintesc lecturile legate de Tunisia, de speranțele extraordinare care s-au născut acolo, odată cu dărâmarea regimului lui Ali, dar și dezamăgirea, care a venit la fel de repede ca și în România și în alte țări post-comuniste. Pentru că oamenii au avut nădejde nerealiste. Cea mai mare problemă, cred eu, a societăților
totalitare, post-totalitare, este faptul că totalitarismul ucide imaginația. Și ne face incapabili să ne imaginăm un viitor coerent. Și mai face ceva totalitarismul, multe altele, dar vreau să menționez un lucru care este extrem de important pentru mine și îmi promovesc aici, prefer să dialogăm mai degrabă. Totalitarismul ucide sensul istoriei și al memoriei. Știți, de aceea definiția istoriei, istoria este știința care ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Cu câțiva ani în urmă, și Areopagusul a fost conectat puțin la acest proces, am realizat împreună cu un bun prieten de-al meu, care a terminat nu de mult câțiva ani la conducerea Arhivelor Naționale. Am realizat că noi creștinii nu facem aproape nimic pentru a recâștiga, pentru a păstra memoria persecuției Bisericii Comunistă. Trecuseră aproape 20 de ani. Și noi, creștini care am rezistat regimului în forme diverse și în grade diverse, timp de 20 de ani, n-am realizat cât de important este să adunăm memoriile celor persecutați, documente despre persecuție, fotografii, documente de percheziție și mai ales să adunăm istorie. Am pornit un proiect de istorie orală, care merge încet, nu este aproape nimic interesant de el. Și asta se întâmplă peste tot în lumea comunistă. Dar ce am descoperit foarte rapid este că în timpul perioadei comuniste, și nu numai pentru că era periculos să păstrăm documentele, pur și simplu nu ne-a picat FISA. Pur și simplu n-am realizat cât de importantă este istoria. Și aș vrea să închei comparând această amnezie inovată, care este, cred eu, una dintre probele caracterului diabolic al ideologiei marxiste, două momente critice ale istoriei bisericii în care biserica a reacționat altfel. Există două documente care au un loc special în inima mea. Unul dintre ele se numește Acta Martiria, Actele Martirice. Este un volum publicat în românește în părinți și scriitori. Este adunarea unor relatări contemporane ale martiriului creștinilor în primele două, trei secole de istorie. Cu lux de anumite relatări din procese, date explicite, tulburătoare. Unele dintre ele legate de România. Unde sunt istoriile române, rusești? În China se întâmplă ceva extraordinar în această vreme. Paul Hathaway, un american cu inimă pentru România chineză, a început să adune o serie de volume, au apărut două, un soi de Acta Martiria pentru lumea chineză. Unde sunt documentele, unde sunt istoriile persecuției din România? Unii scriu memorii, dar cea mai mare parte a acestor istorii sunt îngropate deja cu martori, cu tot. Un alt moment al istoriei, și închei cu asta, este cel ilustrat de persecuția baptiștilor din secolul XVI,
Olinda Mahirilor. O carte substanțială, care adună acte de eroism ale Bisericii Persecutate. Ceva s-a întâmplat cu memoria și risc să spun că este un act deliberat. Există un document care a fost descoperit la vederea comunismului în Polonia. Este un document emis de NKVD, precursorul KGB-ului, care descrie poemul comunist de control asupra unei țări cucerite recent. Este un document made in hell. Dacă îl citiți, veți avea coșmaruri. Acest document ilustrează modul sistematic în care ideologia comunistă încearcă să frângă șirea spinării unei națiuni pentru a o controla. Va avea de-a face, așa cum cred unii, cu o ideologie idealistă, naivă. Avem de-a face cu o ideologie diabolică. Teza mea cu privire la comunism, și nu este teza mea în primul rând, e a mea pentru că cred în ea, este că comunismul este o erezie creștină. Comunismul este un creștinism dos pe dos. Și tocmai de aceea, credința, orice credință, dar în mod special credința creștină, este privită ca cel mai periculos dușman. Avem șansa să învățăm câte ceva din istorie. Eu am încercat să pun lecțiile pe care eu le-am învățat aici. Sper să fie și de folos dumneavoastră, celor care încercați să înțelegeți patologiile spațiului în care trebuie să suriți, sau nouă celor care încă ne mai frământăm cu propriile patologii. Ultima istorie. Cu 2 ani la fel, după vederea comunismului, am vizitat un prieten din Marea Britanie. Ne știam, din perioada comunistă, era căsătorit cu o româncă, știa bine România și de România. O avea la el acasă fiecare zi. După ce am petrecut 3 zile în casa lui Preston, în nordul Marii Britanii, prietenul meu mi-a spus, de la obraz, așa cum numai britanicii pot să o facă, englezii în mod special, "You smell of communism from a mile." M-am enervat în zitoare, dar am trebuit să-ți eu. Cum îmi trebuie să-mi spui mie asta? Ne-am întâlnit 10 ani mai târziu și spuneam prietenului meu ce mare dreptate a avut. Șansa de a studia în vest, de a fi o vreme departe de casă, de a fi autoreflexiv, m-a ajutat să înțeleg că, de fapt, miroseam îngrozitor de tare a comunismului. Și încă mai miros, chiar dacă încerc tot felul de deodorante capitaliste. Dar vreau să spun ceva, pentru că sunteți și occidentali aici, și voi îmi lăsați. A capitalism. Și nu e o boală mai bună. Cam atât. Dacă am avut vreo mică teamă că o să ne mobilizăm la discuții, după ultima afirmație sunt sigur că nu mai e cazul. Mulțumim de mult și aș dori să invit acum contribuții, observații, aprecieri și până se încălzesc puțin spiritele, o să rog pe cei doi colegi, nu știu care ordine, Părinții, Paulian, Daniel, să faceți câteva prime observații și apoi invitația este pentru oricare dintre dumneavoastră care doriți să aveți o reacție, o întrebare, o completare. În primul rând, vreau să spun lui Denuț și dumneavoastră că
Sunt onorat să fiu invitat alături la acest eveniment și întreaga prietenie de-a lungul anilor între mele a fost o onoare și o provocare pentru mine. Sunt mai multe gânduri care s-au legat de mine de-a lungul prezentării lui Dănuț. Mai ales că fac parte dintr-o generație care se află undeva la întâlnirea dintre cele două etape. Nu am fost nici total străin de perioada comunistă, dar nici nu am trăit neam de ajuns încât să-i înțeleg mecanismul. De aceea, poate este poziția cea mai problematică. Pe de altă parte, port în mintea mea ecourile acelor vremuri și dacă este un lucru care l-am surprins în prezentarea ta, dacă este un lucru de care mi-aduc aminte din acea perioadă, este funcția povestirii, puterea narațiunii a povestirii de a capta sinteza experienței de viață. Ori de câte ori oamenii se întâlneau oral pe creștinii ca să-și mărturisească viața și eram, ca și adolescenți, partea acelor cercuri, ceea ce ieșea în evidență era povestirea. Oamenii nu discutau despre proiecte, nu discutau despre planuri, despre inițiative, despre ambiții, ci era povestea personală. Ceea ce prima, ceea ce în fața căreia niciunul din ceilalți nu putea avea argument. Pentru că fiecare era o mărturisire de credință. Spuneai că totalitarismul ucide imaginația. Ceea ce simt eu acum, în această trecere de la totalitarism la o societate care pretinde a fi o societate liberă, este că, într-un fel, această ucidere a imaginației a dus în ultimă instanță la uciderea poveștii. Deci când noi ne întâlnim, nu mai avem istorii pe care să ni le spunem unii altora. Discutăm proiecte, discutăm inițiative, discutăm eventual dezamăgiri, eșecuri, dar nu mai avem în spate istorii. Și te frământă pe bună dreptate faptul că sunt îngropate cu trecerea anilor istorii semnificative pe care nimeni nu le scrie. Ca reprezentant, făcând parte dintr-o altă generație, mă întreb dacă noi vom avea ce să scriem ca istorie. Și cred că această reîntâlnire cu perioada în care creștinismul a fost sub opresiune, este o provocare pentru noi astăzi la a ne regândi credința ca și o întrupare a dimensiunii istorice. Dacă scot narațiunea din prezentarea, din perioada de învățătură a Mântuitorului, scot povestea, nu în sens ficțional, ci în sens narativ, aproape totul se colapsează, pentru că totul este acolo eveniment de eveniment. De aceea, cred că această întâlnire cu umbrele comunismului este și o invitație la a descoperi credința ca poveste. Și aș vrea să închei intervenția printr-o legare a discursului lui Dănuț de câteva cuvinte rostite de Steiner, idei cu care cei care au citit cartea, idei pe care le veți recunoaște cei care au citit cartea Jurnalul Fericii. Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, citatul Scripturii. Fraza e clară, și regimurile totalitare, adăugându-i și Roman 13, cer credincioșilor să le dea ascultare și respect.
Iar mulți creștini care își confundă religia cu prostia, s-ar și ei să le aprobe. E text. Numai că nu citesc atent. Nu citesc atent. Dăm cezarului, se tălmăcește statului, ce este al său, dacă este în adevăr stat și se poartă în consecință. Când statul se îndelinișește cu ale lui, cu întreținerea drumurilor, menținerea ordinii, canalizării, transportului, îi se cuvine tot respectul și tot ce este al său, impozitul, serviciul, civismul. Atunci când însă statul nu mai e cezar, ci mamona, când regele se preface în medicine man și puterea civilă în ideologie, când cere adeziune sufletească, recunoașterea supremației sale spirituale, a servirea conștiinței și procedează la spălarea creierului, când fericirea statală devine model unic și obligatoriu, nu se mai aplică regula stabilită de Mântuitor. Deoarece nu mai este îndeplinită una din condițiile obligativității contractului, identitatea părților. Lui Cezar i s-a substituit mamona. Mântuitorul nu numai că n-a spus să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și lui mamona ce este al lui mamona, ci dimpotrivă, a stabilit că nu poți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Un scurt dialog aici. Diavolul. Să închem un pact. Răspunsul. Nu. Diavolul. Atunci hai să semnăm un document prin care recunoaștem că tu și, recunoaștem și tu și eu că 2 plus 2 fac 4. Răspunsul. Nu. De ce nu admiți că 2 și că 2 fac 4? De ce n-ai subscrie unui adevăr incontestabil? Răspunsul. Nu pun semnătura alături de a ta nici pentru a recunoaște că există Dumnezeu. Avem nevoie de istorie. Istoria ta, istoria unui Steinhardt, istoria altor oameni. Și aceste întâlniri cu nevoie de istorie, cu siguranță ne vor provoca pe noi, care trăim astăzi cu creștinismul, să trăim, să redescoperim ca o experiență a vieții, ca o experiență a istoriei. Mulțumesc, dar trebuie să reacționez la ceea ce a spus Paulian. I-am pus titlul contribuției tale la acelea care s-au ucis. Dar vreau să îi îndemn pe cei care vor să înțeleagă spațiul comunist, că o pot face mai bine prin intermediul artei și al culturii decât prin intermediul unui text. Mai degrabă, logic, știu eu, decât narativ. Vă recomand câteva lucruri. Câteva filme, de exemplu, By Lenny sau The Lions of Athens sau White Nights, povestea din Barishnikov. Muzica lui Vysotsky. Și dacă nu știți, visește. E suficient să pricepe. Și Hermanul meu, rog. Romanele lui Cindy Zalimato. Și vă spune mult mai multe despre comunism decât cum ne-am înțeleagă la noi, ca un alt de-a. Da. Daniel? Cu marele probleme pe care le simțim în perioada asta de după eliberare, de după liberare, de după revoluție, este criza de identitate cu care am ieșit din întuneric. Și mi-aminteam, în timp ce te auzeam, vorbind nu știu de ce, de rost, optimismul care s-a dovedit exagerat al lui Țuțea în 1990, când ieșise din închisoare, putea timp să-mi patru căciul al lui Vaimoasă, un moș care nu mai avea mult de trăit, dacă era singurul filozof mistic pe care îl aveam la vremea aceea și care ne vorbea plin de optimism despre faptul că poporul român este genial și că poporul român va face furor în lume în următoarea perioadă. L-am văzut pe același Suția desfăcându-se după alegerile din 1990 și care, într-un acces de furie public în fața, în camerele la televizor,
ne spunea că poporul român este format din imbecili, și că așa se întâmplă ca și cu rușii, că n-au dat nimic rușii în toată istoria și cel care noi au încercat să tempereze, să spună că totuși au produs ceva. Dostoevski, Dostoevski, spune, era neamț. Cred că pentru orice intelectual cât de cât autentic în România asta de tranziție, cam între aceste două extreme s-a produs oscilarea. Și criza asta de identitate încă o resimțim și vreau să vin discuții acolo unde, ca și teolog, sunt interesat la criza de identitate pe care o trăim încă în biserică. Și am fost, n-am fost uimit, am fost bucuros că adresez și această problemă. Una dintre modalitățile în care am încercat să ne adresăm criza de identitate eclesială a fost să construim catedrale. Și dacă aș vrea să comentăm un pic pe ce ar fi trebuit, pentru că eu am încredere în judecata ta, dar tot avem invitat să profităm de asta. Care ar fi trebuit, după părerea ta, să fie unele dintre direcțiile în care să se insiste în tot ce înseamnă educație teologică, tot ce înseamnă gândirea viziunii bisericii, poate în zona evanghelică, dar ai expertiză și în zona bisericii. Cum ar fi arătat? Cum am fi arătat? Să ne imaginăm. Dacă n-am fi pus sub preș câțiva noastră de identitate, trebuie să ne inflamăm așa cum s-a întâmplat. Aș vrea să-ți răspund pesimist, pentru o dată, ține de natura mea. Eu cred că democrația și libertatea ne-a ia întotdeauna prin surprindere. Nu suntem niciodată pregătiți pe deplin pentru ea. Dar e mai bine dacă încercăm să ne pregătim, decât dacă nu încercăm să ne pregătim. Cu siguranță înseamnă că niciodată nu vom fi pe deplin pregătiți pentru ea. Pentru că libertatea nu vine niciodată așa cum ne imaginăm noi. Asta este un prim lucru. A doua afirmație pe care vreau să o fac este una, dacă vrei, autocritică. Unul dintre evenimentele majore care au marcat viața mea ca și creștin a fost întâlnirea cu navigatorii. S-a întâmplat în 1977. Probabil cei mai mulți dintre cei de aici știu cine sunt navigatorii de organizație care pune accentul pe ucenicia creștină, organizația americană, formată prin anii 50 împreună cu o mulțime de alte organizații de genul acesta. Înainte însă de a mă întâlni cu navigatorii, și în felul acesta, de fapt, am intrat în legătură cu el, cu ei, ca și Titi și alții. A fost prin implicarea într-un soi de mișcare de disidență soft. Implicarea într-o mișcare de rezistență la regim, care obiectiv era, în esență, obținerea de libertăți mai mari pentru comunitățile religioase. Doream atunci să avem acces în presă, la televiziune, să putem scrie cărți, să putem călători, să putem avea mai mulți studenți, să facem programe de televiziune, programe de radio și așa mai departe. Ne amintesc una dintre primele campanii ale lui Iosif Zon, care era mentorul nostru în materie de libertate religioasă în acea perioadă, a fost ideea de a obține permisiunea de a avea mai multe servicii bisericești. În perioada în care el s-a întors de la Oxford, nu aveam posibilitatea decât de a avea două. Unul la mijlocul săptămânii, sâmbătă, era pe vremea aceea, la mine, și mică dimineață. Și noi vroiam mai multe. Cu lupte seculare și zbateri, Iosif Zon a reușit să obțină cu un preț destul de mare, permisiunea de a avea un al doilea serviciu minim. Mă tem că povestea asta a devenit o vreme un blestem.
pentru că creștinii au început să nu mai aibă viață socială, nu se mai poate vizita, pentru că sunt de dimineața până seara la biserică. Mă își întreb când mai au timp să facă copii. Analiza mea cu privire la acele lucruri este că am avut cele mai bune intenții și este legitim să dorești libertate. Ce căutam noi să obținem atunci, însă, era, dacă este să folosesc metafora, una dintre metaforele lui Hristos, era să schimbăm burduf. Ei bine, a venit 89 și burduful s-a schimbat automat. Am avut acces la televiziune, acces la radio, am putut scrie cărți. Când trec pe lângă librării creștine, trec pe partea cealaltă. Să nu fac diabet, de atâta siropuri. De atâta lipsă de consistență. De limbaj într-o românească înfiorătoare. Texte traduse în limba româncană. De concepte neînțelese, neasimilate. Am obținut libertatea instantaneu. Dacă ne-am fi preocupat de vin, de vinul cel nou, nu de burtufurile cele noi, poate că am fi obținut mai multe lucruri. Dar n-a fost nimeni. Dacă ne rezultăm, cel mai deștept dintre noi, atunci că n-a priceput chestia asta, cu atât mai mult noi care ne învârteam ca fruturii în jurul minimului în perioada aceea. Identitate, ce am putut să facem? Nu, n-am fost în stare să facem mai mult, pentru că n-am lucrat, avem un cel nou. Trebuia să pricepem ce n-am pricepit. Eu vreau să vă spun una dintre cele mai providențiale întâmplări din viața mea. S-a petrecut în jurul navigatorilor. În anul 1978, la un an de la întâlnirea cu ei, navigatorii mi-au spus că trebuie să alegi între implicarea în ucenicie și implicarea în activități politice. Cele două nu pot fi puse la oaltă. Implicarea în activități politice este una publică, implicarea în activități de ucenicie este una suterană. Dacă te implici în una și în alta, riști să pui sub semnul întrebării în pericol activitatea de ucenicie. De câțiva ani de zile mă frământam cu întrebări pe care mi-au pus unii dintre mentorii mei cu privire la legitimitatea poziției anticomuniste. Este una dintre tezele verificate. După părerea mea, anticomunismul este de o natură la fel de perversă ca și comunismul. Comunismul are în sine un microb care îi face pe oameni să nu poată sta împreună. Teza mea este că anticomunismul are antimicrobul care face exact același lucru. N-am văzut niciodată un grup de anticomuniști care a rămas multă vreme împreună. Grupul cu care eu însumi am fost implicat și împreună cu care ar fi trebuit să ies public în 1978 a ierarhiei grupului pentru apărarea libertății religioase și de conștiință este astăzi praf și pulbere. Doi dintre ei nu pot sta la oaltă. Dar asta e tot. Nu, da, stai de mai mult. Aș vrea să îndrăznim să deschidem discuția și cred că s-au spus suficient de lucruri încât să avem de ce să ne legăm. Și vă rog să vă simțiți liber să... Da. Problema este, ascultând relatarea despre Vietnam și mai apoi despre Portugalia și Bolivia, este o corectă afirmație care spune, privându-se de asistența obedientă a religiei, comunismul s-a privat pe sine de urmare ajutor. Da, aceasta este teza pe care eu sunt a
formulat-o într-un prima lui lucrare publicată în România după întoarcerea de la Oxford de Blocul Creștinului în Comunism. Eu nu cred în această teză. Pentru că este o teză a acomodării. Cred că nu este posibil din grijă lucrurilor pe care l-am afirmat mai înainte. Comunismul este un creștinism pe dos. Și comuniștii nu sunt proști. Pot fi veroși, pot fi fără scrupule, dar nu sunt proști. E știut foarte bine că cel mai mare dușman al ideologiei comuniste este filosofia creștină de viață. E credința creștină. Marxismul pe de o parte și creștinismul pe de alta sunt sisteme totale care încearcă să explice întreaga realitate. Nu poți să pui două asemenea sisteme în aceeași teacă. Așa cum religiile nu sunt contiguite. Sunt oameni care cred că toate drumurile duc la Roma, că religiile sunt drumuri diferite către același vârf. Numai oameni care sunt fie ignoranți, fie își bat joc, pur și simplu, în mod intenționat, de religii, în general, de credință, în general, pot afirma asemenea năzbuti. Religiile sunt incompatibile între ele. Pentru că ele încearcă în moduri diferite să explice aceeași realitate. Există, desigur, suprapuneri, există elemente comune și există o mulțime de elemente comune și încerc să fac lucrul ăsta în partea mea, să explic faptul că există foarte multe similarități între comunism și creștinism. Marxismul este o soteriologie. El încearcă o cale de salvare. Vorbește despre alienare, care este un sinonim al păcatului. Este o redefinire a tuturor conceptelor creștine. Eu nu cred în teoria acomodării. Teoria acomodării a dat naștere un alt lucru care, de care este vinovat prietenul nostru, al cărui nume n-am să-l rostesc încă o dată. Naivitatea unora dintre dizidenții creștini care au considerat că ei sunt mai deștepți decât regimul totalitar și că se pot folosi de regim și de poliția secretă în folosul bisericii. Asemenea, oameni întotdeauna s-au compromis pe ei înșiși. Pentru că n-au priceput. N-au priceput incompatibilitatea între aceste două sisteme. Și vreau să afirm un lucru aici pe care un singur istoric are curajul să-l afirme public la România, prietenul Teodorico Primul. ARC-ul, Comitetul pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință, este singura organizație, singura instanță în România comunistă care a pus cu adevărat, sub semnul întrebării, ideologia comunistă în sine, nu doar sistemul politic, nu doar regimul în sine. De pe poziția aceea nu se poate pune sub semnul întrebării. Ori, după părerea mea, numai o punere radicală sub semnul întrebării a acestei ideologii poate duce la eliberare. Și mai adaug un lucru cer, eu pare că am patima asta a predicilor lui. Trebuie să mă povesc de ele. Am văzut două categorii de oameni care au ieșit din pușcărie. Sunt oameni care au ieșit din pușcăriile comuniste și alte pușcării totalitare. Otrăviți, plini de amărăciune, plini de ură, mâncați pe dinăuntru. Sunt oameni care, de fapt, niciodată nu au fost liberi. Nu în mod exterior, ci rămâne. Puneți în comparație pe Richard Dumbran sau pe alți sfinți, Nicolae Ștancar, alți sfinți, care au ieșit transparenți de acolo. Pentru că ei erau în rat liber. Când pe Dumbran l-au amenințat că o să-l omoare, el a spus, îmi pare rău, dar să-l mor deja numai că aveți de cine omor. Tatăl meu n-a fost niciodată închis. Dar a trăit toată viața lui, Dumnezeu să-l ia. Sub teroarea, sub frica securității, pentru că el a trăit ca tânăr în perioada stalinistă. Atunci când securiștii se întâlneau în fiecare zi cu el și îl amenințau că peciorul lui
nu o să termin niciodată facultatea și dacă termină o să ai o slujbă și s-ar putea să dea o mașină peste el, ea n-a fost niciodată liberă. Nu a fost liberă. Ca și creștin. Urmă dată cu 14 ani de pușcărie. 3 ani în cerură izolată și a fost liber. Este liberă această perioadă. Asta este mai mult. Și nu cred că putem ține cu confuzii ideologice ca cele din întrebarea asta. Probabil că întrebarea și de clarificare. În 13 ani am tradus în românește un website pentru că dacă trăiați pe doctor Manastireanu sau pe mine, curge cinicizare. Și am tradus un website de mentorare. Cel care traducea website-ul în chineză era șeful grupului de traducători care s-au ocupat de enciclopedia americană. Și prietenul nostru american ne-a dus pe amândoi la oaltă într-o amiază și-a golit casa de familie și ne-a dus pe noi doi ca să ne explice marele divide cultural dintre noi și chinezi. Acum, în afară de faptul că chinezul nu avea simțul umorului, masa asta nu are simțul umorului, asta era singura problemă de comunicare. Când eu începeam o frază, el o încheia. Când el începea o frază, eu o încheia. Și am dovedit în fața interlocutorului nostru aceea că comuniștii n-au avut niciodată scrupule culturale. Au impus, fără să clitească, norme și căciuli care mergeau împotriva mii de ani de civilizație, de cultură, de tot ce vreți. Ascultând relatările despre Vietnam, am înțeles că, scuzați cacofonia, comunismul este o formă particulară a totalitarismului, căruia îi merge mult mai bine în America Latină, din pricina înglobării elementului religios. Atât a vrut să spun. E foarte adevărat, dar acolo unde elementul nu este global din societate, îl creează în într-un sistem. Prin inuri, prin inițiere. Am inițiat un inimul dumneavoastră, mai sunt făcut la carte de visa mea, Strămata Roșie de Pionier. O carte scrie este Biserica Involuției, care reprezintă întreg aspecte. Da. Poate și dintre exact musafirii. When I was listening to you and described the living through communism and after communism, what is freedom like? How do we live out that freedom? And just a comment that I was going to talk about Richard Wallenberg is, you can't know freedom until you know the freedom giver. And the freedom giver is Jesus Christ. So I don't care what system you're in. If you don't know him, you have no freedom. You're going to be trapped. And you have no choices but deprivation and a false sense of whatever you want. Your own kingdom, your own freedom. But Richard Wallenberg, he knew the freedom giver. And so that comes from in here, not out here. And I remember him saying in his book, his torturers would have a look in their face and make a comment, now I can do all the evil I've ever dreamed of. And they did it on him. And they never got his freedom. But I thought, oh, what a picture that paints of what communism really does. It allows that evil to run rampant against Christians. So I can't comment about your cultural, what you're trying to get across to the church here. But I think we can empathize. And hopefully, you smell like communism. I hope you and I, we smell like Christians. let me respond to this. I'll do this in Romanian, okay? So you can get the translation.
Aș vrea să rostesc un amendament la ceea ce v-a spus. Nu cred că este automat că dacă cineva este creștin, este și liber. În urmă cu vreo 10 ani, eram în Liban, la o întâlnire organizată de Evangelicals for Middle East Understanding și la prezidiu erau 4 lideri ai bisericii din Irak. Unul dintre ei era șeful bisericii protestante din Irak, un general al Saddam, care a încercat să ne convingă cât de aproape cristic, dacă vreți, cât de generos este marele lider. Am avut așa un soi de flashback la episcopii ortodoxi și la liderii baptiști, care lăudau pe marele lider. Nu este automat că dacă ești creștin și cunoști în mod eliberator pe cel care se poate da cu adevărat libertatea. Și vreau să spun un lucru care nu este onorant pentru creștini. A existat în lumea comunistă și există în lumea totalitară oameni care nu sunt creștini, care nu îl cunosc pe Hristos în felul în care noi îl cunoaștem și care sunt exemple de libertate mai mari decât foarte mulți lideri religioși creștini. Aung San Suu Kyi este una dintre eroinele. Este budist. Creștinii din Birmania n-au îndrăznit actele de eroism pe care această femeie fragilă a îndrăznit să le facă în acea țară teribilă, teribilă. Dacă ați citit cartea fratelui Yun, The Heavenly Man, este și în limba română, dacă n-ați citit-o, ați pierdut jumătate din viață, de nu s-o recuperați. A fost și a doua carte deja. Și noi încă ne mai gândim ce aducem în România, poate ziceți o rugăciune și m-a meditat un tip extraordinar. Dacă citiți relatarea acelei cărți, vă dați seama ce înseamnă închisorile din Birmania. Teribile, absolut teribile. Václav Havel a avut mai mare curaj decât mulți dintre liderii bisericii din Cehoslovacia. Uneori, cu ușurință, trebuie să spunem, îl cunoaștem pe Hristos într-un mod superficial și neradical, conformist. Și asta nu ne-am poate mai rău pentru noi. I just want to say, we're not talking about that kind of Christian. Talking about regeneration. You mentioned about your cheeky friend in England who said that you had the smell of communism. What did he mean by that? What did that look like? Or what was the aroma? Just got closer. Something like asking me how to speak with the phones. So that one example. In 93, I'm mers la London Bible College. That was the grammar for this valley 3 days. Într-un program de master. Eram în grupul nostru, doi este europeni. Eu și un bulgar. Noi doi eram cei care strigam cel mai tare, care aveam cele mai ferme convingeri și cele mai puține argumente. Dar eram singurii care realmente credeam de ei, știau ce cred. Și ne cuprindeam o rușine teribilă când o fătuță de 23 de ani împușca așa, relaxat, găurile din convingerile noastre. Asta este o roadă, este o formă a mirosului. În spațiul comunist nu suntem învățați să analizăm, să compară. O perserie lungă, se numește Marile, asta nici acum n-am învățat. Construim oameni de paie și ne luptăm, îi desfințăm și ne simțim eroici. Niciodată în școala comunistă n-am învățat că trebuie să-mi onorez oponentul, că trebuie să-l reprezint corect și apoi să lupt cu argumentele lui. Astea sunt lucruri pe care le-am învățat în America. Unii în România nici asta nu învață. După
după 20 de ani nebuniți. Sunt doar două exemple, dar pot să dau o mulțime. Ceva s-a stricat aici. Încă două exemple. Românul așteaptă și acum, după 23 de ani de rotație, ca statul să-i dea educație gratis. Încă-i dă. Nu pentru multe vreme. Eu am început să pun deoparte bani pentru nepoții mei, că ei nu o să mai prindă povestea. Educația sau gratis? Nici unul, nici altul. Asistență sanitară gratis. Este o minciună infernală. Cum adică educație gratis? Cine plătește profesorii? Cine construiește școala? Din ce bani? De la Dumnezeu? Din cer? Nu. Din taxele noastre. Pentru că sub comunism, nouă mi se spunea cât este neto. Dar niciodată cât din ce câștigam noi, prin că e păstrat de stat. Apoi acel lucru era trecut la capitolul gratis. Românul și este europeanul în general, post-comunistul, așteaptă și acum ca statul să-i dea loc de muncă și de aia când vine alegerile, se duce să ia și el ceva pe gratis, cu punctul de lei, cu promisiune, prețul prostii. I will learn more things tomorrow. Done. Sunt de prieteni. Am citit părți în care nu vorbă. Și mi se pare că proporția criticii și efectul relativ este unica noastră de realizare și soluțiile pe care trebuie să le avem. Ești un specialist la pesimism. Da, pesimism. Și cu atât ți-au obținut și împrejur, cineva trebuie să-l plăta. Așa este. Dar dacă într-o lucrare mai amplă să zicem, cred că aspectul ăsta trebuie subliniat că Biserica lui Hristos e, tu știi foarte bine de acesta. Dacă e persecutată în multe părți care de lumea este bine, părățele din Dumnezeu este bine, cuvântul este bine. Și așa au poate că eu sunt și aș vrea să fie așa cum Hristos are putut în tradiția unui lumea în felul ce sistem a fost. Aspectul acesta că aici am o întrebare este legat de încălcările pe care le-a avut, din experiențele în acest sistem. Cum vezi viitorul și impactul fizicii la biologie. Avem ceva de spus? Sau ești tot mai pesimist? Și dacă ar fi ceva ce nu mă refer doar în România, deși aș vrea să aplici mai mult în România. Însă, din zone unde te duci. Trebuie să mărturisesc că nu am foarte multe pricini de optimism. Se poate să nu am organ pentru acele observații și e nevoie foarte să le iau pe tine și tot să vezi lucruri pe care da, cu plăcere. Dar nu sunt foarte optimist cu privire la ce se întâmplă pe evanghelici în România. Mi se pare că nu avem un proiect. Cred că putem avea, pentru că atâta suntem deocamdată. Întrebarea mea este dacă peste 20 de ani vom fi la fel, dacă nu facem ceva, să se întâmple ceva până atunci, pentru că nu cred că se va întâmpla ceva automat. E nevoie de un proiect, țara asta nu are un proiect,
evanghelici la un proiect, ortodoxii la un proiect, ce sunt numai numesc decât noi, iau afaceri unii dintre ei, alții visează, construiesc diverse lucruri. Nu cred că vreunii dintre noi avem proiecte. Nu construim nimic, cred că suntem încă în faza de luptă. Cred că am putea învăța ceva, o să revin și la plicii de optimism nici acolo, încerc să le stop. Dar vreau să revin la metafora pustiei. Ați încercat vreodată să vă gândiți, să vă puneți în locul lui Moise. Eu n-aș vrea slujba lui. Omul s-a trebuit să facă câteva sute de mormântări în fiecare zi. Vă puteți intrui așa o slujbă? Ce anume, vorbesc de o medie statistică, că uneori au avut câteva minute, așa mai făcut o pauză. Ce anume a putut să motiveze pe omul ăsta? 40 de ani. Și la sfârșit, nici n-ai dat în țara comisă. Ce a putut să motiveze pe omul ăsta? Pentru a rămâne în această slujbă îngroditoare. Cred că putem învăța câte ceva din povestea asta și mie mi se pare că nu e legătură cu ce am dat. Povestea pustiei, la ce s-a întâmplat acolo, la ce nu s-a întâmplat, la ce a urmat, la ce a făcut omul ăsta și care sunt lecțiile de acolo. Cred că mă avea o extraordinară surpriză, vorbind de plicile Ortigis. Mă avea o extraordinară surpriză când se va deschide China. Surpriza însă s-ar putea să nu fie, pentru că ne așteptăm la niște surprize, da? El e un necunoscut, pentru că nu avem acces la informații. Când se va deschide China însă, vom avea surprize plăcute și surprize neplăcute. O mulțime de surprize neplăcute. China este otrăvită de erezii, de tot felul. Toată azi. Întiorătoare. Toată azi. Multe dintre ele din Coreea de Sud și se răspândesc cu banii Coreei de Sud. I-am întâlnit în Mongolia, i-am întâlnit în Cambodgia. Lucruri întiorătoare. Dacă suntem critici față de erorile culturale, de antropologie culturală pe care le-au făcut britanicii în misiune în secolul XIX și americani în secolul XX, deja începem să ne îngrozim de grozăviile misionare pe care le fac sudcoreenii, dar când vor veni chinezii, va fi înfiorător. Pentru că această cultură, care are un soi de superioritate culturală extraordinară, ei au inventat toate lucrurile, aproape ca unii. Nu au nimic de învățat de la nimeni, să referească Dumnezeu. În același timp, poveștile lor adevărate, lucrurile pe care Paul Hathaway sau traduciunile le povestește, sunt lucruri extraordinare. Știți probabil despre fata aceea, o fătuță de, nu știu, 20 și ceva de ani, sunt iertat. Am apropii de 60, așa că pot să folosesc în calcul ăsta cu superioritate și nostalgie. Este unul dintre cei mai mari compozitori ai Chinei. Lucrările ei sunt cântate de filarmonica din Beijing. Ea este membra a Bisericii Persecutate. Membra a Bisericii Persecutate. Din suferința aceea se naște frumusețe. Așa cum s-a născut în alte locuri, poezie, muzică, spiritualitate. Nu e totul rău în spațiile dominate de totalitarism. Și cred că evanghelicii pot să aibă o contribuție în revirimentul spiritual și nu numai în revirimentul spiritual. Eu sunt anglo-grijin prin vocație. Și spun asta nu doar pentru că colegul meu, domnul Eugen Borga, un om cu care am avut în perioada când lucra la Iași, ore și ore și ore de povești. Împărtășim foarte multe lucruri în comun. Eu cred în viziunea acestei organizații, care este o viziune holistică. Evanghelia Hristos nu este Evanghelia iertării păcatelor, este Evanghelia a aducerii în învățare, a întregii realități. Cred că de acest soi de Evanghelie are nevoie România și are nevoie lumea postcomunistă.
În spațiul postcomunist sunt câteva boli structurale care o macină și o împiedică să ajungă la normalitate. Lipsa de încredere este una dintre ele. Cum poți construi o economie dezvoltată? Fără încredere. Dar cum poți găsi încredere când de la 1 din 4 până la 1 din 10 au fost agenții poliției secrete? Sunt oameni care n-au curajul să-și vadă dosarul de securitate pentru că se tem că soția sau fiul ia pârâf la securitate. Dar dacă nu există încredere, nu poți construi o economie modernă. În România se semnează nu știu câte hârtii și nimeni nu crede în ele. În alte locuri se bate palma. Și asta este suficient. Lipsa de încredere. Lipsa speranței. Noi vorbim în World Vision despre sărăcie spirituală. Există un concept care se numește averea intangibilă a popoarelor, care vorbește nu despre resurse naturale, care vorbește nu despre câți bani sunt în bănci, ci de acel sistem de valori care permite o construcție economică stabilă, chiar dacă nu extraordinar. Noi, evanghelicii, prin accentul pe care îl punem pe valorile etice, pe integritate, am putea contribui la creșterea acestei averi intangibile. În Orientul apropiat există petrol, gârâ. Și pot permite, cu banii câștigați din petrol, să construiască scării nori, să aducă tehnologie de ultimă generație. Și arabul, tot la poartă, o să-și parcheze cămina. Avem și situații de genul acesta. Și acum vorbesc despre spațiile creștine, îți spun o glumă tristă, Emil îmi spune glumele vesele și optimiste. Un misionar creștin se duce să vestească Evanghelia unitoare și ajungând la coliba lui, îl întreabă dacă este safe să lase jeepul afară. La care coregul zice, nu e nicio problemă, nu sunt creștin în prejur. Nu vedeți, evident, că nu pot să vorbesc de funie ca să spun curat. Pot să vă pot spun povești groază și din România. De genul acesta. Avem un potențial. Ne folosim de el. Nu știu. Dar avem cu ce construi. Dacă o facem sau nu, asta e altă poveste. Eu cred că sunt o mulțime de lucruri cu care experiența mea comunistă m-a otrăvit și singura mea șansă este să pun ceva nestricat în nepoții mei. Și încerc să fac asta. Dar acolo unde eu nu pot pune ceva în ei, încerc să-i fiu alții, ca dumneavoastră. Oameni care vin din spații occidentale și care n-au cunoscut eroarea comunistă. Dar să știți că nu-i trimit la dumneavoastră cu toate lucrurile. Că sunt lucruri pe care n-aș vrea să le învețe de la dumneavoastră. Precum religia consumismului. Cred că apropo de ceea ce a spus, ce s-a spus înainte, aș vrea și eu rugămintea dacă ați putea să definiți noțiunea aceasta de democrație. Ce înseamnă pentru noastră democrația și libertatea despre care vorbim? Pentru că, la ora actuală, făcând referire la ceea ce a spus Dani, eu sunt într-o criză totală de identitate, văzând ceea ce se întâmplă. Nu vreau să repet banalități de genul democrația nu este un sistem bun, dar e cel mai bun pe care îl putem imagina. Probabil că cel mai bun sistem ar fi acela unui despot luminat, dar precum oamenii sunt toți stricați, forma lui Calvin, nu ne putem permite acest risc. Spun asta pentru că sunt un anarhist și ce să fac.
pentru că am trecut lui. Cred că România ar fi făcut toată mult mai bună dacă avea un rege ca regele Mihai, nu ca orice rege, decât acești președinți care mai departe, de la primul până la actual. Democrație, democratos, da, puterea poporului, e un sistem care are dreptățile lui. Geniul și oligofrenul la un vot. Dar nu putem imagina ce este un vot. Riscurile democrației sunt când perversii și stricații și corupții sunt în număr mare și își impun puterea prin număr asupra altora. Când deștepți și șmecherii, băieții deștepți. Sunt karma organizată în România, controlează sistemul, pentru că ei l-au și construit. Știu că există diverse grade de democrație, există democrație autentică, există democrații ficționale, există democrații cosmetizate și așa mai departe. Aceeași poveste este adevărată și în ce privește libertatea. Noi am crezut, după căderea comunismului, că libertatea înseamnă apoi a face tot ce vrei. Într-un fel absurd, dar am avut impresia că libertatea este absolută. Că libertatea adevărată este libertatea absolută. Este aberant. Nu există așa. Nu există libertate absolută. În primul rând, noi ne naștem cu un dar. Noi sunt în România, suntem bărbați și nu femei. Sigur, unii mai încearcă să mai schimbe, mai strălui. Asta e vieță. Acum se mai fac. Suntem mai inteligenți, mai proști, mai educați, mai puțin educați. Nu putem schimba trecutul. Sunt lucruri pe care nu le putem alege. În același timp, dacă libertatea mea restrânge libertatea lui, eu pot avea libertate, eu nu mai am libertate. Libertatea se definește în măsura în care ea poate fi aplicată tuturor. Libertatea este, după părerea mea, o marcă complicată, riscantă. Nu poți să dai... unui copil nu poți să-i dai... un copil imediat nu poți să-i dai puțină în mână, nici să se taie el, nici să taie pe alții, da? Libertatea presupune un anume nivel de maturitate. De aceea nu îi lăsăm pe copiii noștri să ia toate deciziile de la început. Unii dintre noi nu ajung niciodată să-i mai lasă să ia deciziile, de aia ei se răzbrătesc, pentru că au nevoie să-și clarifice identitatea și nu pot face prin opoziție. Oamenii înțelepți își reduc autoritatea asupra lor și îi lasă să învețe riscând. Lucrul ăsta nu se întâmplă în spațiu social, democratic și în cel politic, pentru că avem reflexe totalitare. Pentru că nu avem încredere în capacitatea celorlalți de a lua decizii bune. Partidul Comunist știa totul, era în toate, un soi de ubicuitate, a tot prezență, dacă vreți, o altă întorsătură a comunismului pe dos. El știa mai bine decât noi. Dar nu observați că aceeași lucru se întâmplă astăzi cu liderii noștri politici, religioși, cu pastorii noștri, cu preoții noștri. Ei știu mai bine. De ce să-l lași pe una proștilor? Noi știu mai bine ce le trebuie lor, așa? Vreau să dau un exemplu dintr-un spațiu pe care l-am vizitat, revin la Vietnam. După a doua călătorie, le-am spus prietenilor mei de acolo, aș vrea ca data viitoare, nu s-a mai întâmplat să fie data viitoare, acum mă cheamă din nou, dar nu știu dacă o să mai merge sau nu, că vor să traducă cartea și să povestim 10 ani după. Le-am spus, data viitoare când vine, aș vrea să mă întâlnesc cu tinerii voștri. Și ei mi-au spus. Noi nu le-am întâlnit pe mâna nimănui. Am spus, ați înnebunit? Voi credeți că atunci când va veni libertate, îi veți putea controla. Veți putea controla cu cine se întâlnesc. Ce site-uri accesează, ce texte citesc, ce filme văd. Voi trebuie într-o lume de iluzii. Nu să-i puteți controla toată viața. Îi aveți aici o vreme. Puneți în ei valorile care îi vor face să aleagă binele atunci când vine libertate. Dar, sigur, e mai simplu să luăm noi decizii. Credem că îi ferim de cazul, dar îi ferim și de maturitate.
Sunt nevoie să mă uiți la ceas și în ideea că probabil că unii dintre dumneavoastră veți vrea să aveți și un exemplar și să mergeți acasă și să aveți un exemplar din carte, poate și un autograf. Aș vrea să mă asigur că lăsăm câteva minute și pentru așa ceva, dar eu zic că o intervenție, dacă mai există, ne bucurăm să auzim și mă răspuns reacție și ceva concluzii. Aș fi primit care sau din experiența ta raportul dintre fundamentalismul creștin și comunismul, care este tot un tip de fundamentalism. Spune-te neapărat o rană dureroasă. Dar s-a la urmă. Da, am înțeles, am înțeles. Dar nu ceva. Fără discuție că fundamentalismul este o formă de totalitarism. Aș vrea să recomand celor care se frământă cu înțelegerea esenței fundamentalismului, care este, până la urmă, un literalism, să citească o carte excepțională, se numește The Bible Made Impossible, de Christian Smith. Este un evanghelic convertit la catolicism, care păstrează o simpatie specială pentru lumea evanghelică și pentru evanghelici și care arată imposibilitatea biblicismului, respectiv fundamentalismului. Marea problemă, după părerea mea, fundamentalismul este, ca și în comunism, lipsă de imaginație. Este o religie inginerească. Iar să mă iert inginerii de aici. M-a amintit din lumea ta. Da, ce să faci? Un lucru nu se șterge niciodată. Să mă iert din cine, da. Este o religie lipsită de imaginație. Există oameni care nu pricep că limba este un fenomen viu. Că ea nu poate fi îmbucată ca șuruburile și pluiță. Că este un organism. Este în continuă schimbare. Că limbajul este în mod fundamental metaforic, în mod special când vorbește despre transcendență. Când noi spunem Dumnezeu este Tatăl, ce înțelegem din asta? Care o nevastă cu care s-a purtat și a avut un prunc? Asta înțelege islamicul. Prin Dumnezeu este Tatăl. Fundamentalism. Este literalism. Nu putem vorbi despre Dumnezeu în acești termeni. Dumnezeu este transcendent. Deci aici teologia ortodoxă are dreptate. Dumnezeu, putem vorbi despre Dumnezeu în termeni apofatici, în termeni metaforici, prin analogie. Și analogia lucrează de sus în jos, nu de jos în sus. Dumnezeu nu e Tată în felul în care eu sunt Tată, ci invers, eu ar trebui să fiu Tată în felul în care Dumnezeu este Tată. Lucrurile se încarcă de sus în jos. Ori literalismul pornește întotdeauna de jos în sus. Și nu poate atinge cerul niciodată. Îmi amintesc atunci când, cu anii în urmă, cine își amintește bine, am hotărât să definim doctrina Bisericii. Doamne, ce la imanță! Incredibil! Și am hotărât, sigur, în Biblie există un cuvânt despre biserică. Știe toată lumea și copiii. Eclesia, da? Vreo 200 și ceva de apariții. Le-am luat bine, am făcut studii în context, desigur, pentru că nu pot să analizez un verset rupt de context. Am făcut exegeză. Am adunat concluziile. Le-am pitrocit bine, am aplicat mintea noastră ingineriască și am reprodus o structură. Care i-am zis noi, doctrina biblică a bisericii. Ce era asta? O mulțime de lucruri. Eclesia este doar unul dintre termenii care definesc biserica și vai, nu cel mai important. Termenul ucenici e mai important decât termenul eclesie. 2. Hristos.
Hristos n-a rostit acest cuvânt decât de două ori. Cel puțin așa cum l-avem relatat în Evanghelie. Dar el apare la autori foarte diferiți, care adresează contexte foarte diferite. Când noi am luat toată această perspectivă, Ioan, care scrie în ultimul deceniu, în secolul I, și Pavel, care a scris până în deceniul 7, și Petru, care a scris chiar până mai devreme, că a murit înaintea lui Pavel, și așa mai departe. Ce avem? Avem o imagine tridimensională în multicolor. Când noi am luat toate acele concluzii pe care noi le-am tras, pentru o exegeză, când le-am priceput și le-am introcit, le-am pus la oaltă, ce a rezultat? O imagine bidimensională în alt metru. O parodie. Asta este fundamentalism. Sigur, e un fundamentalism soft. N-am știut mai bine. Că Dumnezeu, zic eu, ne-a binecuvântat în ignoranța noastră cu vremea până de mână cărți, adunând în fața între noi oameni care să ne ajute să depășim micimea noastră. Îmi amintesc de vremurile în care ne adunam în pături și ascultam prelegeri de istoria Bisericii, da? Sunt Marnol și alții. Nu are extraordinar. Da. Mă opresc în bolș. Mi s-a părut să vorbesc pe ceva. Nu, neapărat, dar tot a plecat și mai ține. Mă gândeam în timp ce vorbeai, apropo, salut și publicarea și cred că este un lucru pe care era nevoie, mai ales la mine, la tine, că te-a părut și o experiență. Dar un lucru la care mă gândeam era că, atât în vest, cât și în est, apropo și de milosturile noastre specifice, avem de-a face cu o criză a particularului, în sensul că în comunism, colectivismul este instrumentul prin care lucrurile, particularul este ucis și în apus, și mai ales în apusul mai copiat de noi, și efectiv puțin experiența noastră de România de astăzi, dușmanul sau instrumentul cu care este ucis particularul este uniformizarea. Deci acum reclamele ne recomandă aceleași produse, noi ne dorim acele produse și suntem tot la fel. Și mă gândesc la, așa cu nostalgie, cu părere de rău, la vremurile bisericii persecutate din România comunistă, când se putea colabora, erau diferențe, da? Erau particularități și oamenii se uneau pentru proiecte extraordinare și semnificative. Și îmi pare rău spre lumea aceea. Se pare că biserica chiar din anii 2000 și 2000 și e mai slabă decât cea din anii 90 la nivel de prezență. În anii 90 era tot ce facem, să trecem, chiar cu riscul de a greși. Acum, Nu-mi mai doresc mare lucru. Da. Daniel, vreau să fiu optimist și să spun că cred că nu se putea altfel, pentru că atâta era. Cred că am avut unele naivități, chiar și dacă era pozitiv faptul că ne puteam aduna. Cred că avem nevoie de criza actuală ca să realizăm puțin cât suntem. Și să realizăm că trebuie să construim ceva, pentru că lucrurile nu se vor întâmpla automat și de la sine. Deci eu cred că e o perioadă tristă, nu ne putem aduna, ne fragmentăm și nu e doar rezultatul postmodernității, pentru că postmodernitatea a venit ca o necesitate să spargă. Și a trecut. Aveam de ce. Și a trecut deja, dar noi n-am aflat încă mai... Vine comunii! Vine! S-a dus de mult. Dar de ea era nevoie. Avem nevoie de criza asta ca să analizăm ce este. Cred că n-am atins încă tragul de jos, încă mai avem naivități și speranțe. Mai avem vreo 17 ani. Eu nu știu dacă o să-i ajung, deși am planul să ies la pensie și să-mi scriu cărțile, că asta nu-i scăreți. Însă, niște încercări, așa mă rog. Sper să vină vremea asta. Mai am 7 ani. Și sper să pot contribui și eu cu așa
otrăvit cum sunt de comunist, la o perioadă o șansă. Tot atunci am văzut. Ok, te mulțumesc. Da, abordăm partea de concluzii și sigur, poate că unii am venit aici așteptându-ne că, în sfârșit, primim răspunsul de nuat, adică ce. Nu cred că asta este ceea ce autorul și-a propus, nu cred că asta este ceea ce neapărat putem spune că am realizat în seara aceasta. Am realizat că, într-adevăr, lucrurile nu sunt așa de clare cum mi se părea la început că vor fi. Am realizat că au venit mult mai multe incertitudini decât mi s-a părut la început. Sigur, nu putem decât să ne întoarcem la narațiunea Exodului. Așteptarea era că după Marea Roșie vine direct Iordanul, adică intrarea în Țara Promisă. Nu erau luați în care vreo cei 40 de ani, care au fost mult mai întâlciți decât au anticipat probabil cei de atunci. Nu știu dacă ar fi să punem un cuvânt, două, după acest denuat, și pe partea, din nou, zic și eu, mai optimistă, care ar fi același, acel cuvânt? Sigur că vrem să privim în viitor, învățând de ceva din istorie. Aș fi curios să aud un astfel de cuvânt. Eu mă gândeam la sintagma Sfântul de Nor. Dumnezeu încă umblă prin pustia și haosul acesta împreună cu cei care vor să umble cu El. Nu totdeauna oamenii au răbdare să umble așa încet cum umblă Dumnezeu sau în direcții în care umblă El și avem impresia că pierdem Sfântul de Nor. Pierdem, dar nu din cauza lui, din cauza noastră. Ok, deci dacă vreți ca și concluzie să... Eu vă dau concluzia mea, am vrut să numesc această carte Surviving Freedom. Se poate. E greu, dar se poate. Supraviețuirea. Ok. Sigur, cu toate nuanțele menționate, libertatea înseamnă multe lucruri și am ajuns să învățăm și noi, iată, după acești ani, că nici lumea spre care noi priveam ca fiind lumea liberă, nu este atât de liberă cum aveam noi impresia, că până la urmă, paradoxal, mai degrabă ai libertatea să exprimi într-o instituție publică, într-o universitate, aici, niște lucruri, decât ai libertatea să o faci. Chiar forumul de săptămâna trecută, noi l-am avut la Universitatea de Vest, găzduit în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, un forum care era despre credința creștină și psihologia seculară și, hai să recunoaștem, destul de critic la adresa psihologiilor seculare. Și totuși, repet, găzduit în universitate la Facultatea de Sociologie și Psihologie. Lucruri care s-au spus acolo, apreciez că nu s-ar fi putut spune în multe universități din ceea ce tradițional noi am numit lumea liberă. Confirmă faptul că mirosul de circulă. Da, da. Este o realitate. Bun, rămâne să mulțumim încă o dată Bogdanuț pentru răspunsul său la invitația noastră, pentru faptul că ne pune cartea la dispoziție și rămânem aproape. Să nu fie exemplare suficiente. Eu mai am câteva exemplare acasă, dar de asemenea am mai câteva tipări, da. Pentru că aceste carte se distribuie de atât cu Dan lumea post-comunistă. Deci, dacă mai sunt persoane aici care nu vor apuca carte,
Și dacă sunt doar câteva, le pot trimite pe eu sau altfel putem tipări mai multe exemplare. Ok, deci încă o dată vrem să mulțumim lui Dănuț, să mulțumim tuturor celor care ați participat în seara aceasta la acest plăcut eveniment. Așteptăm să descoperim pe parcurs răspunsurile la acest denuat, dar este bine că problematizăm și în momentul în care pui o întrebare bună, deja jumătate din răspuns ai și câștigat. Vă dorim o seară bună în continuare. Dacă doriți o carte și un autograf, cred că se pot obține.